Săptămâna trecută am pornit într-o călătorie prin Scriptură pentru a căuta versete care ne vorbesc despre frumusețea Domnului nostru Hristos. Astăzi o să ne oprim la cel de-al doilea verset din Isaia, capitolul 61. Aici, profetul spune despre Hristos: Duhul Domnului este peste mine, m-a uns, ca să vestesc un an de îndurare și o zi de răzbunare. Extraordinar! Un an de îndurare și doar o zi de răzbunare. Îndurarea are de-a face cu iertarea și răzbunarea are de-a face cu pedeapsa. Ce ne spune versetul acesta? Ne spune că atunci când vine vorba de îndurare, Dumnezeu este foarte bogat. Iar în ceea ce privește răzbunarea, Dumnezeu este foarte zgârcit. Acum nu cred că versetul acesta ar trebui neapărat interpretat în termeni matematici. Dar dacă pentru câteva momente am gândit în termeni matematici, am putea înțelege din acest verset că îndurarea Domnului Iisus Hristos este de 365 de ori mai mare decât răzbunarea Lui. Că de fapt Dumnezeu în esența ființei Lui este un Dumnezeu îndurător. Aceasta este o veste extraordinară, nu-i așa? Te-ai gândit vreodată de câte ori greșești într-o zi? De câte ori gândești ceea ce n-ar trebui, privești la ceea ce n-ar trebui, înghiți poate ceea ce n-ar trebui, ai o atitudine nepotrivită și lista ar putea să continue și să amintesc multe lucruri care se pot întâmpla într-o singură zi. Poate că greșești sau păcătuiești de zeci de ori, cine știe, poate chiar de sute de ori. Te-ai întrebat de ce nu ești pedepsit de Dumnezeu pentru greșelile pe care le faci în fiecare zi? Tocmai pentru că Dumnezeu este bogat în îndurare. Un lucru care mi s-a părut foarte interesant este că atunci când Hristos citează versetul acesta și îl găsim în Noul Testament, în Evanghelia după Luca, și când ne spune clar că este despre El, citează doar o parte din verset și spune: Duhul Domnului este peste mine, amintește câteva lucruri și apoi zice: și m-a uns ca să vestesc anul de îndurare al Domnului. Nu mai menționează aspectul răzbunării. Oare de ce? Să fie pentru că răzbunarea a purtat-o El, a luat-o asupra Lui, că de fapt acea zi de răzbunare a fost ziua în care Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, se prea poate. Și de aceea, de la Hristos încoace, continuăm să vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu, dar vorbim despre ceva mai mult, despre harul lui Dumnezeu, harul pe care Dumnezeu îl manifestă față de noi în fiecare zi. Îndurare înseamnă să nu primești ceea ce meriți. Dar har înseamnă să primești foarte mult chiar dacă nu meriți. Vedeți, Dumnezeu este atât de bun. Poate imaginea ta despre Dumnezeu a fost una greșită. Ai avut impresia că Dumnezeu te pândește, caută să vâneze greșelile din viața ta și după aceea să te pedepsească pentru ele. Total greșit. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este îndurător, plin de milă și manifestă har față de noi în fiecare zi. Ei bine, dacă Dumnezeu este așa, eu cred că și noi ar trebui să căutăm să-i urmăm exemplu. Aș vrea să te întreb astăzi: ești răzbunător?
caută să manifesti îndurare față de cei din jur. Urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, care a vestit un an de îndurare și doar o zi de răzbunare. Și chiar și ziua aceea a luat-o asupra Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze!